Cei doi soți care au rupt cu mașina două garduri pe o stradă din Sângiurei s-au ales cu traumatisme grave și sunt internați la spital. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere video se vede că șoferul circula cu mare viteză și doar într-o secundă a măturat totul în cale. O femeie care se afla în fața porții a fost la un pas de a fi spulberată. Accidentul a avut loc aproape de ora 19. Șoferul de 44 de ani ar fi pierdut controlul asupra volanului, a derapat și s-a izbit într-o poartă metalică. Proprietarul care a suferit mai mult, care tot gardul, era afară și face curat în fața ogrăzii, săraca femeie, vă spun, gardul a venit peste ea, dacă nu stătea locul acolo, adică era o victimă. Inițial, vecinii au crezut că a căzut o bombă. Adică parcă căzut bombe, că de bombe, eu nu înțelegem, credem că bombardează cineva. Aici afară am văzut că băiatul e teafru, a ieșit pe partea pasagerului. Слышала la toco zvuk, mi-e cazala, că где-то стреляют, говорю, наверное, в Украине, теперь тут, наверное, начали, или что, его так я понял. Proprietarul uneia dintre gospodăriile afectate spune că a tras o sperietură zdravănă. Mai stresant a fost, când îi temeam sus, se întâmplă o explozie, ceva, că a fost o lovitură mare. Era vecina, ea scotea gunoiul din ogradă și a fost mai aproape de accident decât noi. O fugit în casă, s-a mai stresat. Oamenii speră că cei doi soți se vor face bine, mai ales că îi așteaptă trei copii acasă. Da, e o pagubă, adică la urmă urmei e pagubă, dar în primul rând oamenii să-ți vin firii că e tragedie pentru ei. Că și mașina, și sănătatea, și stresul care l-au, și au și trei copii acasă. Medicii susțin că starea pacienților este stabilă. Pacienții sunt în stare grav, medie, stabilă, fără agravare. Bărbatul cu traumatism craniocerebral, doamna cu traumatism vertebral. Starea lor este stabilă. Pericol la moment nu prezintă nimic. Șoferului i-au fost prelevate probele biologice pentru a stabili dacă acesta se afla sau nu în stare de ebrietate. Pe caz a fost inițiat un proces penal în cadrul căruia urmează a fi stabilite toate circumstanțele producerii accidentului.